Finalul ediției din această seară de la Chef la Cuțite a venit cu o lovitură grea pentru jurați. Doi concurenți au fost eliminați astăzi, 6 iunie 2023. Cine a plecat acasă după proba cu ingredientele a fost dublă eliminare la Chef la Cuțite după duel. Doi concurenți au părăsit emisiunea în această seară. Ei au spus adio celebrului show culinar. Despre cine este vorba, Florin Borșaru a trebuit să gătească pui cu anghinare. Jurații au fost surprinși, asta pentru că sunt de părere că ingredientul se potrivea și putea să facă un preparat mai bun. Sorin Bonte a ținut să precizeze că acesta a rămas printre ultimii la probele ulterioare, cu atât mai mult. Sorin Bonte este de părere că Florin Borșaru avea câteva opțiuni pentru a duce proba la bun sfârșit cu un preparat delicios, cum ar fi anghinare prăjită sau chiar la grătar. Nu numai Florin Borșaru a fost eliminat în această seară, ci și Mariana Ziner. Proba cu ingredientele i-a pus în dificultate pe cei doi, cum a reacționat Mariana Ziner. Mariana Ziner este mulțumită de faptul că a reușit să ajungă până în acest punct al competiției. Concurenta și-a luat rămas bun de la jurat și le-a mulțumit tuturor, cu siguranță că Mariana Ziner și-ar fi dorit să mai rămână în emisiune pentru a demonstra tot ce știe atunci când vine vorba de pasiunea pentru gătit. Însă iată că nu mai poate face asta, cel puțin nu în sezonul 11 al competiției. Nu este pentru nimeni un secret faptul că emisiunea Chef la Cuțite nu este deloc una ușoară. Concurenții fac mari eforturi pentru a demonstra că pasiunea lor pentru gătit poate fi dusă la un alt nivel. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în edițiile următoare.